zis, cu inițierea în astronomie. Numele meu este Marian Naiman și sunt membru al Astroclubului București și mă ocup de popularizarea astronomiei, printre altele, pe lângă satisfacerea hobby-ului meu principal, care este legat, evident, de astronomie. În această seară ne-am decis să vorbim despre instrumentele astronomice, instrumentele care permit astronomilor, atât amatorilor cât și profesioniștilor, să scruteze spațiul cosmic, să se uite pe cer și să încerce să apropie cât mai mult obiectele de pe cer în vederea cercetărilor vizuale sau chiar și științifice. În această seară vom avea plăcerea să-l ascultăm din nou pe domnul Cătălin Beldea, care este jurnalist de știință la revista Știință și Tehnică, cea mai veche revistă cu acest profil din România, peste 70 de ani de apariție neîntreruptă, precum și tânărul nostru coleg de la Astroclubul Călin Popovici din Galați, Gabriel Neagu, descoperitor de stele variabile și totodată ambasador al Asociației Americane a Stelelor Variabile. Dar să intrăm în subiect, pentru că orice astronom amator sau profesionist folosește instrumentele, iar dacă discutăm despre amatori sau despre tineri astronomi în formare care vor să se apuce de acest fascinant subiect, vor trebui să apeleze la un instrument astronomic. Sigur că primul instrument astronomic inventat ar fi ochiul uman. Mii de ani, mii de ani, oamenii nu au avut instrumente astronomice, s-au uitat pe cer cu ochiul liber. Așa au putut să vadă constelațiile sau cele cinci planete care se văd cu ochiul liber. Între timp, o să aflați din istoria instrumentelor astronomice de la colegul Cătălin Beldea detalii despre evoluția acestora. De la mine veți afla aspecte tehnice de funcționare a acestor instrumente astronomice, în special pentru astronomii amatori, deci instrumente relativ mici. Și în final, colegul Gabriel Neagu ne va duce într-o călătorie printre marile observatoare ale lumii. Așa că să dăm cuvântul domnului Beldea ca să ne înceapă prezentarea despre instrumentele astronomice. Cătălin, ai cuvântul. Da, bună seara tuturor, cât suntem acum. Vă spun bună seara și, da, cum spunea domnul Neumann, în seara asta ne ocupăm de telescoape. Vom vedea cum a apărut telescopul, prima oară la ce s-a folosit, după care cum a evoluat și cine l-a dezvoltat, mai ales, o să, pentru cine nu știe, va fi poate o surpriză cine l-a dezvoltat. Cine a fost inginerul din spatele, pentru că nu știm ca inginer. Sigur, după care aș vrea și eu să vorbesc despre partea care mă interesează foarte mult și care e foarte interesantă pentru toți urmăritorii noștri de pe YouTube și de pe Facebook, care vor să se apuce de observații astronomice vizual sau fotografic. Pentru că primesc și primim la redacție, am primit întotdeauna acest tip de întrebări, ce telescop să îmi iau? Și mai ales ce buget să aloc pentru telescop. Așa că o să dau drumul la prezentare. Trebuie să ne dea Adrian, dacă mai e cu noi. Avem disabled. Dreptul de share screen, da. Da, dacă putem Adrian? avea. Până ne dă Adrian voie, Le dăm telefon. poate Aveți luăm de la... drepturi. A, da? N-a Ok. mers prima oară, ia să vedem, mai încercăm o dată acum. Acum merge. Dăm un share să-mi spuneți, vă rog, dacă se și vede. Afirmativ, se A vede. apărut, da? Bun. Așa, eu i-am zis simplu, ce telescop ne luăm? Asta este întrebarea de bază pe care o primim
atunci când facem în primul rând festivalurile de astronomie. Nu le-am mai făcut de 2 ani, sper anul ăsta să ieșim așa cum vom ieși, târâși grăpiși din această pandemie și în lunile de vară să facem întâlniri la telescopul cu publicul larg. Acolo toată lumea e invitată, chiar vă rog să veniți cei care vă uitați la noi, pentru că voi fi și eu prezent, va fi și domnul Neumann prezent, poate o să fie și Gabriel de la Galați, o să invităm pe cei de acolo, e mai greu pentru ei să vină în București. Poate da, noi vom veni facem... cu artileria grea, cum spunem, cu da. Telescoapele cele mai mari pe care le avem. Vă invit de acum să facem o treabă bună pentru tot publicul din București și nu numai. Au venit foarte mulți din țară la ultimele ediții, dar ultima, într-adevăr, s-a petrecut în 2019. Anul ăsta ar fi un prilej extraordinar să facem Astrofestul, pentru că îl sărbătorim 40 de ani de la zborul fantastic al singurului nostru cosmonaut. Și 60 de ani de la zborul lui Gagarin. Domnul Dumitru Plunariu, da, și așa e, în 61 plus 60, da, 60 de ani de la zborul lui Gagarin. Asta, dacă nu mă înșel, în aprilie, 12, domnul Neumann? 12 aprilie 1961. 12 aprilie, deci, mă rog, aprilie nu 8. E o lună, nu cred că e o lună foarte bună pentru astronomie din privința asta. Nu cred că o să scadă foarte mult cazurile, dar să sperăm că suntem atenți cu noi și urmăm sfaturile medicilor. În sfârșit, așa cum fac întotdeauna, am să spun cine sunt. Sunt jurnalist de astronomie, nu de știință neapărat. Mă ocup cu rubrica de astronomie la revista Știință și Tehnică de ceva timp, din 2011, cred că sunt 10 ani de când scriu rubrica acolo la Știință și Tehnică. Și sunt vânător de eclipse. Asta ce înseamnă? Că merg pe tot globul folosind un instrument optic, da, cu care și fotografiez fenomenul astronomic care se numește eclipsă totală de soare, de altfel o ocultație se numește în astronomie, când un corp intră în fața altui corp, se numește ocultație. Eclipsa înseamnă un pic altceva, dar e o derogare de la termenul ăsta pentru eclipsa de soare. Deci am călătorit pe 6 continente și am văzut vreo 12 eclipse pe scurt. Ca întotdeauna, recomand să vă instalați Stellarium, acest program, pe desktop, pe calculatorul de acasă. Se poate descărca de la stellarium.org. Nu am acțiuni la Stellarium, nu câștig nimic, dar mi-ar face plăcere ca toată lumea să aibă acest soft instalat pe calculatorul personal sau pe telefon. Pe telefon costă ceva. E o aplicație și costă, ca de obicei, câțiva dolari, nu contează foarte mult. Dacă vreți să o aveți și dacă vă folosește pe câmp, undeva, să vedeți stelele, e foarte bun. Și noi îl folosim la Astroclub, în mod extensiv, Stellarium. Da, Stellarium e un program care ne ajută nu numai la observații astronomice, ci la tot felul de proiecte pe care vrem să le facem. Spre exemplu, să aflăm azimutul. Azimutul unui loc sau azimutul unui apus de soare sau unui apus de lună, unui răsărit. Câteodată e foarte important să știm lucrurile astea, de unde răsare. Iarăși, vă îndrum să folosiți Wikipedia. Vă îndrum să folosiți site-ul NASA, care este un portal, nu este un site oarecare, dar acolo puteți să aflați lucruri extraordinare despre toate planetele sistemului solar, despre galaxia noastră și, dincolo de galaxia noastră, de cele mai interesante obiecte din univers, despre quasari, spre exemplu, de găuri negre. Da, multă lume este interesată de subiectele astea, deși subiectele astea sunt un pic mai avansate. Ca să ajungem să înțelegem treburile astea, trebuie să trecem prin primele etape de astronomie, de fizică, un pic de matematică. Iarăși, YouTube este foarte educativ și le propun tuturor profesorilor, dacă se uită la noi, că știu că se uită profesori, se uită elevi. Da, fraților, folosiți YouTube. Nu, acolo nu găsiți numai filme sau cântece sau eu știu și așa mai departe. Deci găsiți documentare foarte interesante care pot fi folosite la clasă. Scurte documentare. Nu vă duceți în documentare de ore întregi. Nu există așa ceva. Sunt documentare de 5 minute care explică mișcarea
planetelor în jurul Soarelui. Cu așa ceva trebuie să înceapă toată lumea și să le pună la clasă copiilor. Dacă e posibil, bineînțeles. Deocamdată avem doar online. Bun. Intrăm în subiect și aflăm la întrebarea pusă de toată lumea, când a fost inventat telescopul, aflăm că a fost inventat undeva la sfârșitul secolului XVI, secolul XVII. De ce știm treaba asta? Pentru că, în primul rând, l-a folosit un anume Galileo Galilei și nu numai Galileo Galilei. Lumea știe că numai Galileo Galilei a observat prin telescop la începutul secolului XVII, deci în 1609 decembrie, sau 1610 în ianuarie, când a descoperit celebrii sateliți Galilei. Ei bine, au mai fost și alții care au scrutat cerul prin telescop. Atenție, nu erau telescoape de vânzare. Deci, să fie clar, ei nu și-au luat telescopul, Galileu nu și-a luat un telescop din Olanda, pentru că în Olanda a fost inventat acest obiect, obiect pe care a fost folosit inițial la altceva. E o poză aici pe care am ales-o eu. Da, bineînțeles că nu toată lumea își putea achiziționa un astfel de instrument, dar era folosit pentru activități terestre. Pe vase se uitau când se apropie un vas și așa mai departe. Și îl foloseau în special navigatorii și persoanele cu averi destul de mari. Deci pe vremea aia nu puteai să ții telescop și să-l și folosești. Iar Galileu și l-a construit pe al lui. Deci nu a stat să importe telescop, să dea comandă pe internet la vreun telescop de genul ăsta, ci l-a construit pe lui pentru că a auzit că s-a inventat undeva în Olanda. Dar de ce? Nu funcționa netul? Nu avea net Galilei? Da, nu avea net pe vremea aia. Așa, Galileu. În sfârșit, ce e foarte important de spus la începutul acestei invenții este că se foloseau lentile. Se foloseau lentile, nu oglinzi. Deci lentila a fost folosită, a fost șlefuită, nu era prea bine șlefuită pe vremea aceea și erau foarte mici. Adică vorbim de un centimetru, 2 centimetri în diametru, 3 centimetri în diametru, cum era al lui Galileu, nu știu, 2,7, ceva de genul ăsta. Deci 3 centimetri avea lentila. O să vă povestesc mai târziu un episod trăit la Florența de mine. Deci mai târziu el a fost folosit, după câțiva ani de fapt, a fost folosit în astronomie. Discuția aprinsă a vremii și încă nu s-a terminat nici acum această discuție, cine a folosit și cine a descoperit de fapt prima oară, cine a dreptat spre telescopul spre Jupiter, dacă a fost vorba de Galileo Galilei sau Simon Marcus, care e un neamț, un astronom neamț, foarte bun la vremea respectivă, un profesor la fel de bun ca Galileu, dar dânsi au avut ceva de împărțit în perioada aceea în vreme. Se certau prin diverse universități și scrisori care circulau între diverse universități. Se pare totuși că Simon Marcus ar fi fost primul cel care a văzut acești sateliți al lui Jupiter. El, de altfel, a dat și ideea cum să se numească, adică din mitologia greacă să fie aleși, pentru că Galileo Galilei avea un interes să le pună numele celor care îl susțineau, celor care sponsorizau, mă rog, și anume conducătorii Florenței din vremea respectivă, familia Medici. N-a fost să fie așa, au rămas cei patru sateliți cu nume din mitologia greacă. Dar cel recunoscut pentru descoperirea sateliților și nu numai asta, ca idee a mișcării întregului sistem solar, că de acolo totuși s-a plecat, este în continuare Galileo Galilei. Așadar, nu numai el a folosit telescopul, nu numai el a îndreptat prima oară telescopul spre cer, ca să-l folosească în astronomie și la descoperirea astronomice, ci și un neamț. Țineți minte treaba asta? Nu știam. Și nici eu nu știam chestia asta, să știi, Cătălin, extraordinar. Ba da, a fost o discuție
fenomenală la atunci, în perioada respectivă. Galileo Galilei era un profesor atât de mare și atât de recunoscut în toată lumea, în lumea europeană, bineînțeles că nu exista altă lume pe vremea respectivă, la anii 1600, în perioada Renașterii, la începutul Renașterii, era atât de recunoscut încât pur și simplu lumea n-a acceptat că altcineva ar fi putut să se uite. Abia la anul 1900, un judecător, mi se pare că olandez sau ceva de genul ăsta, i-a dat dreptate până la urmă, i-a reabilitat imaginea acestui Simon Marius, care a ieșit șifonat, foarte șifonat din disputa cu Galileo și pentru vreo 300 de ani n-a fost recunoscut ca fiind descoperitor, pentru că el nici nu a publicat. El a publicat foarte târziu rezultatele, însă se pare că acest astronom neamț ar fi văzut pentru prima oară sateliții în decembrie 1609, iar Galileo i-ar fi văzut tot în decembrie, dar la sfârșitul lui decembrie, chiar la începutul lui ianuarie. S-a întâmplat să folosească telescopul în același timp. La ce să te uiți pe cer? Probabil că în vremea respectivă era Jupiter sus pe cer și s-au uitat amândoi în aceeași perioadă. Deci, eu le-aș spune că amândoi au descoperit. Galileo Galilei este părintele astronomiei, așa că nu poate nimeni să-l dea jos de pe piedestal. Rămâne în continuare. Iată cum se vede printr-un telescop modern. Atenție! Deci, acum ne uităm printr-un telescop modern ce s-a descoperit la 1600 și ceva. Vedem cei patru sateliți. Io, Europa, Ganimede și Calisto, în ordinea distanței față de planeta mamă, față de Jupiter. Galileo a descoperit treaba asta, deci numai că i-a văzut, el și-a dat seama că sateliții se învârt și a făcut o asemănare între ce a văzut cu sistemul solar, plecând de la ideea lui Copernic, care iarăși nu și-a publicat la sfârșitul secolului XVI, și-a publicat celebra lucrare despre sistemul heliocentric abia în ziua în care a murit. Deci a fost frică să publice așa ceva, pentru că Inchiziția nu glumea pe vremea respectivă. Mă rog, religia și biserica, mai ales pe vremea aia, era foarte puternică, nu se accepta cu ușurință, nu se acceptau aceste idei numite erezii de către ei, deci puteai să sfârșești tragic dacă spuneai lucruri ne la locul lor. În sfârșit și Galileo a pățit-o după ce a spus treaba asta. A stat în casă, a trebuit să stea în arest la domiciliu, nu știu, vreo 30 de ani, cred, sau 20 ceva de ani. Până la urmă a recunoscut că a greșit și n-a mai zis că sateliții ăștia s-ar învârti, n-a mai zis că sistemul heliocentric e ce trebuie. În sfârșit, până la urmă, lumea a recunoscut calitățile, dar tot așa după ce a murit. Și nu în ultimul rând, telescopul a însemnat saltul științific de care omenirea avea nevoie, tocmai din cauza acelei epoci negre, epoci, cum să spun eu, întuneric a evului mediu. Deodată ne-am trezit la realitate cu Renașterea, iar Galileu a venit cu telescopul și-a dat încredere tuturor cercetătorilor, de fapt. A fost o descoperire extraordinară, telescopul. De la el au auzit foarte mulți, v-am spus, era un profesor renumit pe vremea respectivă. Toți astronomii au început să folosească. Tycho Brahe, spre exemplu, n-a avut cum să folosească, n-avea pe vremea respectivă și a făcut calcule cu ochiul pe cer, deci fără telescop. Iarăși Kepler la fel, n-a apucat să folosească decât la final. Iată saltul, al doilea salt extraordinar în astronomie, în astronomie vizuală și a descoperirilor astronomilor profesioniști, a fost telescopul newtonian. Deci Newton, toată lumea știe că Newton este un mare fizician. Poate cel mai mare fizician pe care Pământul l-a produs.
pentru că el a inventat fizica, el a inventat calculul matematic prin care a ajuns Einstein să facă acele descoperiri, pentru că fără calculul matematic, fără integrale și fără fără diferențiale. Da, într-adevăr. Dar aici nu se poate face nimic. Cătălin, aici, iartă-mă că te întrerup, dar vreau să fac o precizare, că și aici a avut loc o controversă istorică între Leibniz și Newton și a fost o luptă între ei pentru să dovedească cine a fost primul care a inventat calculul diferențial și integral. Calculul diferențial. În sfârșit, eu știam că Newton a făcut treaba asta. E foarte posibil, pentru că istoria, până la urmă, ne rezervă tot felul de surprize. Istoria e scrisă de cei care câștigă, de obicei. Așa. Iată că Newton a fost și un geniu al ingineriei. A creat telescopul cu oglindă. Și o să vedeți, domnul Neumann o să vă arate exact cum funcționează acest telescop. O să vă arăt și eu, dar foarte pe scurt, cum arată. Mergem un pic mai departe, pentru că timpul ne presează. Și vă spun ce este ăla un telescop. Adică să nu avem impresia că telescopul îl pot folosi numai profesioniștii. Adică trebuie să te faci astronom profesionist, trebuie să lucrezi undeva la un observator mare din lumea asta ca să ai pe mână vreun telescop. Nici de cum. Este o unealtă. Este o unealtă pe care o putem să o cumpărăm de la magazin în zilele noastre. Și ce face ea? Strânge lumină. Strânge fotoni. Da? Pentru că există radiație electromagnetică. Pentru că stelele emit radiații, emit lumină, în primul rând, emit fotoni. Sau planetele reflectă, da? Deci prin emisie, prin reflexie și prin absorpție se observă în spectru vizual. Atenție! Astronomii pot folosi și vizual telescopul, dar și fotografic. Și cel mai mult contează apertura. Deci în astronomie și numai în astronomie. Așa, mărimea contează, adică cu cât e mai mare oglinda, sau mă rog, obiectivul telescopului, cu atât e mai bine. De ce? Pentru că strânge mai multă lumină. Ideea este să strângi lumină, pentru că te uiți pe întuneric, practic. Da, dacă ieșiți afară, o să vedeți că e întuneric și de la stele primim fotoni, dar primim destul de greu fotonii. Ăștia vin, sunt rari, da? Și cu cât avem oglinda mai mare, cu atât strânge mai multă lumină, mai mulți fotoni. Evident că de pe Pământ de aici suntem limitați de atmosferă. Și am învățat, tot datorită inginerilor, să deocamdată să trimitem niște telescoape pe orbită. Sunt convins că toată lumea a auzit de telescopul Hubble, care este un telescop cu o formulă optică care se poate cumpăra. Adică există și de cumpărat din magazin. Se numește Rich Chrétien. Se numește acest tip de telescop și o să vi-l arate, domnul Neumann, să vedeți cum funcționează. Nu e cine știe, el a fost descoperit cu mult timp în urmă, dar sigur, fiind atât de special, el costă un pic mai mult, o să vedeți, este preferat de astrofotografi, în primul rând, pentru că reduce toate aberațiile și e mai bun pentru astrofotografie. Dar pasul următor pe care îl văd eu și îl vede toată lumea în momentul ăsta este ducerea unui telescop pe partea invizibilă sau partea care nu se vede de pe Pământ. E construcția unui telescop pe Lună. Da? Deci nu este partea întunecată, pentru că și acolo bate soarele, dar și când nu bate, ține destul de mult și atunci este o noapte atât de serioasă, fără atmosferă, fără nimic și fără Pământ să lumineze Luna, încât e de preferat să fie telescopul pus pe partea invizibilă, partea pe care nu o vedem de pe Pământ, a Lunii. Și se lucrează la așa ceva, se pare că va fi pus acolo un telescop, iar telescopul ăla va funcționa mai bine decât cele de pe Pământ și cele de pe orbită. Bun. Acum, vorbim un pic, trebuie să amintesc chestia asta, că n-am ce face, domnul Neumann o să se ocupe mai bine de lucrurile astea, dar trebuie să înțelegem că lumina ne vine pe mai multe unde, da? Deci pe multe frecvențe. Începe din partea
stânga a spectrului, da? Și se duce spre radio, spre roșu, dacă vreți. Iar ce ne interesează pe noi este partea vizibilă, care este o parte foarte, foarte mică a luminii. Noi vedem între 400 și 700 nanometri. Nanometri, asta înseamnă 10 la minus 9 metri. Ia să înțelegem ce e la nano. Da? Și este frecvența undei, lungime de undă. Bun, sunt tot felul de telescoape inventate, în afară de telescoapele astea care văd în lumină albă, telescoapele pe care putem să le cumpărăm și noi să le folosim în astronomie de amatori. Sunt telescoape în UV, au o problemă cu ozonul, trebuie să le ridicăm deasupra atmosferei. Sunt telescoape trimise de oameni în spațiu care văd în UV, iarăși în infraroșu, telescoape radio, astea sunt cele mai mari telescoape de pe Pământ. Chiar acum s-a stricat telescopul de la Arecibo, dar o să-l refacă. Bun, tipuri de telescop, trec repede prin ele, pentru că domnul Neumann o se ocupe mai bine și a trecut timpul destul de mult. În primul și în primul rând, vorbim de refractor. Refractorul, deci să ne înțelegem, în limba română, telescopul, spunem telescop unui instrument optic cu oglinzi. Deci trebuie să avem un pic de grijă când vorbim. În engleză nu este problema asta. Telescop înseamnă și refractor, înseamnă și reflector. Însă în limba română, telescop înseamnă reflector, adică un instrument optic cu oglindă. Deci când spunem telescop, nu ne referim la refractor, care înseamnă lunetă. Deci avem două tipuri de obiecte de genul acesta. În limba română folosim lunetă pentru refractor și pentru reflector folosim telescop. Deci, refractorul are lentile și are o deschidere fără obturații, în schimb, reflectorul are oglinzi, da? Are o oglindă mare și o oglindă micuță de obicei, sau alt tip care obstrucționează un pic câmpul vizual. Al treilea tip de telescop se numește catadrioptric și compune și lentile, e compus și din lentile și din oglinzi. Din oglinzi, în primul rând, dar și din lentile. Din cauza asta e un tip diferit, mai recent un pic decât refractor și reflector, bineînțeles. Iată cum arată un refractor. Ăsta e un refractor mare. Aici nu se vede în poză, dar are o deschidere de 180, are un diametru de 180 lentila din față și este un apocromat. Este făcut de domnul Cătălin Fuț din Polonia, da, special, nu? Special am pus pentru că este făcut de prietenul meu și prietenul știință și tehnică și al astronomiei românești, care se numește Cătălin Fuț. Este cel mai mare producător de telescoape român. Nu știu dacă din toate timpurile, asta trebuie văzut, pentru că a existat și Oreu și probabil că a vândut mai mult ca dânsul. Dar să zicem că este actual, în momentul de față, face la un nivel internațional, la un nivel extraordinar de sus, telescoape de cele mai multe feluri. Iar unul dintre ele este refractorul, pe care îl folosesc și eu. Am folosit de la el mai multe tipuri de refractoare. Când mă refer la tipuri, înseamnă la mai multe mărimi de diametru. Da? De 80 de milimetri, de 160, am folosit de 106 milimetri și așa mai departe. Ele au diverse distanțe focale. Ce e rău la refractor este că obiectivul are un diametru limitat. Nu poți să-și defuiești o lentilă de 4 metri, da? Sau de 5 metri. E un pic mai dificil și din cauza asta trebuie să ajungem la reflector. La reflector, noi folosim, astronomii amatori, folosim Newton, telescopul newtonian sau dobsonian. Noi zicem Dobson pentru că are o montură specială. Probabil că o să vă arate domnul Neumann în amănunt. Da, da. Iarăși un tip de reflector este Cassegrain. Da, care are două tipuri de lentilă, așa se diferențiază. Deci tot tip de Cassegrain este și Rich-Chrétien, numai că e o diferență între ele. Poate o să vă spună domnul Neumann. Între principală și secundară e o diferență la Cassegrain. La Rich-Chrétien nu există această diferență și din cauza asta elimină în primul rând ceea ce se numește coma. Deci niște aberații optice mai bine.
Tipul catadioptric, ăsta l-am avut și eu, încă îl mai am, dar e la cineva care îl și folosește, n-am mai folosit de mult telescopul, Schmidt-Cassegrain se numește, o să vă arată iarăși cum funcționează. Foarte important este ca el să fie ușor de dus și să aibă o focală foarte lungă. Toată lumea vrea un telescop mare, dar un telescop mare nu înseamnă neapărat că trebuie să fie mare fizic. Iată, s-au inventat aceste tipuri de telescoape, unul dintre ele e Schmidt-Cassegrain, care plimbă lumina de trei ori, practic, prin interiorul tubului. Deci dacă ai un tub de un metru, să zicem, ai o distanță focală de 3 metri. Asta e câștigul acestui tip de telescop. Din ce e compus un telescop? Și aici o să fac lucrurile foarte, foarte simplu. În primul rând, el are un obiectiv. Are un obiectiv, dacă este lunetă, are o lentilă sau un grup de lentile în față. Dacă este telescop, dacă este reflector, atunci are o oglindă principală și care stă în spate. Aici avem un catadioptric în imagine. Da, toate telescopele au un tub. Sau nu chiar toate. Ați văzut, sau nu știu dacă v-am arătat imagine mai devreme, cu un telescop Cassegrain care nu are tub. Nu are tub pentru că poate să stea și deschis. Lumina poate să se miște de colo-colo pentru că noi îl ducem într-un loc întunecat, în principal. Da? Și putem să-l lăsăm așa. Este foarte bine să-l lăsăm așa pentru că se răcește mai repede. Da? Dacă avem un tub de tablă, spre exemplu, el se va răci foarte greu în interior. Deci diferența de temperatură dintre exterior și exteriorul, interiorul și exteriorul tubului este foarte importantă în astronomie, pentru că altfel da, vedem ca pe asfalt cum fierbe atmosfera și nu ne interesează lucrul ăsta, ne va blura, da, sau imaginea va deveni neclară în cazul în care diferența este mare între temperatura din interior și ea. Bun, în spatele tubului, de obicei, sau la newtonian sus, avem un focuser. Adică avem nevoie de un sistem care să apropie ocularul, care este un obiect micuț, tot așa optic, cu distanță focală, care se pune și care se folosește la focalizare. Da? Deci cam din asta este compus un telescop. Nu vreau să intru în amănunte peste domnul Neumann, o să vă povestească mai mult. Eu aș vrea să vă spun, am avut o discuție chiar cu Cătălin Fus zilele trecute și l-am întrebat exact asta. Domnule, ce se cere? Ce se folosește pe piață în momentul ăsta? Pentru că eu nu sunt la curent chiar așa cu piața telescopelor. Nu știu ce se cere neapărat. Eu vă spun că mie îmi place refractorul. Adică eu, dintre toate instrumentele, m-am împăcat cel mai bine cu luneta. Bine, trebuie să fie apocromată, într-adevăr, adică trebuie să nu aibă aberații cromatice. Asta mă interesează foarte mult. Aberațiile cromatice apar dacă o urmăriți, spre exemplu, luați o lunetă un pic mai ieftină, dar o să vedeți că la marginea lunii apare un pic de albastru. Da? Aia este aberație cromatică. Noi ocolim treaba asta, mai ales în fotografie, în astrofotografie. Deci nu trebuie să aibă aberații cromatice și atunci luăm un apocromat. Marca e un pic mai scump, bineînțeles. Deci cel mai popular instrument în momentul ăsta și Cătălin Fus mi-a spus că este refractor. Deci refractorul se folosește pe scară largă, deși noi astronomii amatori, cei care ne ocupăm cu astronomia de ceva timp, atunci când primim întrebarea ce să-mi iau, ce telescop e mai bine să îmi iau, întotdeauna noi vom spune: pentru începători, luați-vă un Newton sau un Dobson. Deci e bine să trecem la cel cu oglindă. E bine să trecem la ceva un pic mai serios, chiar dacă e mai mare, chiar dacă e mai greu de transportat. Imaginea este mult mai bună pentru că pur și simplu strânge mai multă lumină. Da? O oglindă de 130 nu se compară cu un obiectiv de 60 de milimetri. Deci nu există, diferența este enormă între ele. Da? Și dacă ajunge să luați, spre exemplu, pentru copil un Dobson de 200 de milimetri, veți avea surpriza ca acel copil să stea
cu el în curte și să urmărească seara de seară ce se vede pe cer. Am avut exemple nenumărate, când copii de 6 ani își cărau singuri dobsonianul, bine, un pic mai mic, și îl montau și îl puneau și știau să caute fără probleme măcar planete. Mi-a adus cineva și în parc un dobson, avea 7 ani jumate, cred, sau 8 ani băiatul, umbla cu el cum să spun, cum umblăm și noi. N-avea nicio problemă, știa să caute, mi-a găsit imediat Marte, ne-am uitat la el. Da? Avea grijă de telescop fără probleme, deci iată că se poate. Nu trebuie să luăm neapărat un refractor mic de 60, de 70 de milimetri pe care îl găsim cu 500 de lei într-un magazin de ăsta obișnuit, într-un supermarket. Eu nu recomand să faceți treaba asta, mai bine folosiți banii aia să cumpărați un binoclu, spre exemplu, care, apropo, probabil că este cel mai folosit instrument în astronomie și nu numai. Adică un binoclu cred că are toată lumea și își permite toată lumea. Și eu îl recomand pentru seriile de vară, când ieșim și avem posibilitatea să ieșim într-un loc cu cer negru, cu cer fără poluare luminoasă, e bine să ne uităm prin binoclu. Nu ne trebuie altceva, de fapt. Bun, astronomii amatori avansați folosesc pentru vizual, așa cum am și eu, un Schmidt-Cassegrain de obicei. Iar astrofotografii cei mai avansați folosesc Rich-Chretien. Asta se folosește în astrofotografie. Dar ca să ajungeți să faceți astrofotografie printr-un astfel de instrument, care costă, poate să coste 20.000 de euro, poate să coste 50.000 de euro, trebuie să mai treacă timp și ele nu stau chiar așa, nu putem să-l ținem la ochi, să-l ținem în mână și așa, ne trebuie tot felul de accesorii. Da? Pentru un instrument mare ne trebuie o montură mare. Dacă vrem doar pentru vizual, o montură normală ne ajunge, dar pentru astrofotografie ne trebuie o montură mult mai serioasă. Uneori accesoriile costă mai mult decât instrumentul principal. Așa e. Iar pentru astrofotografie și ce urmărim, că asta este important, vine cineva și mă întreabă, domnule, ce să iau lui Fimiu? Face 14 ani, da, și vrem să-i luăm un telescop. Ce ne propui? În primul rând, eu propun pentru vizual, propun un newtonian sau un dobsonian. Dar tatăl e mai insistent și zice, da, știi că eu sunt și fotograf, eu aș vrea să fac și astrofotografie, dacă tot mergem undeva, trebuie să facem și fotografie cu el. Aici lucrurile se complică. Dacă vrem să facem și astrofotografie, în primul rând trebuie să știm un pic de astronomie, să știm ce vedem acolo, ce se întâmplă și cum urmărim cerul, mai ales pentru că cerul, dacă o să vă duceți noapte, o să vedeți că se modifică, se mișcă, pentru că Pământul se rotește și atunci și stelele se mișcă. Ce urmărim în astrofotografie sunt, în primul rând, aberații cromatice zero, asta e în primul rând, cu un reflector de obicei scăpăm de aberații cromatice, dar avem de a face cu alt fel de aberații, de sfericitate, de câmp, coma, astigmatism și așa mai departe. Foarte important este câmpul vizual. Adică lumea zice, dom'le, eu vreau un telescop cu focală mare. Da? Deci pe mine mă interesează să văd detalii pe Jupiter. Bun, vrei să vezi detalii pe Jupiter. Dacă vezi detalii pe Jupiter cu o focală de 2 metri jumate, spre exemplu, câmpul tău vizual este foarte îngust și atunci nu mai poți să faci, să vezi câmp larg de cer. Da? Câteodată este folositor să avem câmp cât mai larg. Și din cauza asta trebuie studiat ce, în primul rând, să-ți definești ce îți dorești să faci cu instrumentul respectiv, pentru că instrumentele sunt și ele așezate pe categorii. Eu prefer în continuare apocromatul. Nu neapărat trebuie să fie cu o focală mare, nu neapărat că trebuie să fie cu o deschidere foarte mare. Dacă este un telescop bine făcut, apocromat, poate să fie foarte folositor, pentru că, în primul rând, este foarte ușor. Da? Și ca să ajungi la un cer negru fără poluare luminoasă, ai nevoie să-l iei într-un rucsac și să te urci pe munte, spre exemplu. Ca să-l iei într-un rucsac, el trebuie să aibă vreo 2 kg. 3 kg, 4 kg, să zicem, maxim. Da? Deci eu prefer un refractor.
Bine, pentru fotografie și astrofotografie serioasă, m-am spus, Rich Cretian, dați o căruță de bani, dar veți avea rezultate. Și în ultimul rând contează accesoriile. Vă mai spune domnul Neiman mai mult despre accesorii. Eu o să vă arăt ce folosesc sau ce am folosit la una din expedițiile noastre spre eclipsa totală de soare. Iată aceste două instrumente. Cel din stânga este un refractor de 80 de milimetri cu focală UNF pe 6, deci 480 de milimetri. Iar în dreapta avem un tun, o lunetă enormă, nu se vede foarte bine în poză, care stă și pe o montură foarte mare, da, care are un diametru de 160 de milimetri, deci un diametru dublu față de cel din stânga, și o distanță focală de peste 1000 de milimetri. Deci cel puțin 1,30 m avem acolo în imagine, nu se vede foarte bine cât de mare, dar vă spun că este enorm. Și iată ce s-a obținut prin acest telescop, prin cel mare. Iată acest detaliu de pe soare cu o protuberanță, așa se numește, la marginea soarelui. Iată, este făcută dintr-o singură imagine, deci nu e compusă, pentru că astrofotografia înseamnă nu numai instrumente optice, înseamnă în primul rând software. Și cum să preiei imaginea, pentru că tu preiei de fapt fotoni. Și cum îi preiei fotonii și cât de mulți cât de multe expuneri trebuie să faci, câte ore trebuie să prinzi fotonie, așa mai departe. Deci este o discuție foarte lungă cu astrofotografia, nu este deloc simplu și trebuie mult timp și bani și buget. Întrebările la sfârșit. Dacă aveți întrebări, vă rog la sfârșit și acum rapid îl las pe domnul Neiman să vorbească mai departe. O să mulțumesc, Cătălin. Share, ia să vedem. Da? Da, imediat să intru eu cu sharing. Vedeți ecranul meu? Da. Da, se vede. Ok. Deci așa cum spunea și Cătălin, pentru început, observațiile s-au făcut mii de ani de când este umanitatea pe Pământ cu ochiul liber, pentru că instrumente nu existau. Iar un observator bun, cu un ochi bun, nu e cazul meu, din emisfera nordică poate număra peste 6.000 de stele. Poate vedea Calea Lactee, acea dungă lăptoasă, sau drumul robilor, cum se spune în mitologia românească. Poate să învețe constelațiile acea persoană, să vadă asterismele, precum Triunghiul de Vară, Carul Mare, Crucea Nordului, Centura lui Orion, W-ul din Casiopeia, Marele Pătrat din Pega și așa mai departe. Cine dorește să vadă mai bine și mai multe lucruri pe cer, poate achiziționa un binoclu. Un binoclu nu este foarte greu de cumpărat, este destul de ieftin, poate fi găsit ușor. De obicei, pe piață există mai multe tipuri de binocluri, dar cele mai utilizate ar fi cele 10 ori 50. 10 înseamnă factorul de mărire, puterea de mărire, iar 50 de milimetri înseamnă diametrul obiectivelor, adică acele lentile mari din fața binoclului. Din emisfera nordică, dacă aveți răbdare să numărați, și nu mă îndoiesc că aveți, puteți număra peste 100.000 de stele. În plus, se pot face observații la Lună, Jupiter, Saturn, roiuri de stele și se poate distinge și galaxia din Andromeda sau Messier 31, care se poate distinge chiar și cu ochiul liber, trebuie să vă spun, dacă aveți un loc întunecos. Eu am văzut galaxia Andromeda, care se poate vedea cu ochiul liber. Deci puteți încerca acest exercițiu. Iată cum arată o lunetă cu trei componente. Ați văzut-o deja în poză la Cătălin, dar aici puteți vedea elementele ei componente de bază. E tubul optic acesta, se vede mișcarea mouse-ului meu pe ecran? Da, se vede. Da? Se vede. Aici este un scut anti-ro, ca să nu se aburească nopțile rece, să nu se aburească lentila principală, obiectiv, cum se mai numește. Un inel, un dublu inel de prindere, o șină de prindere de montură, căutătorul, care este o lunetă mică cu câmp larg, o să vorbim și mai târziu la accesorii,
cu ajutorul căruia se identifică obiectele de pe cer, că având un câmp mult mai larg, poți să identifici mai ușor obiectul, acesta fiind perfect aliniat cu axul optic al telescopului principal, odată fixat în această lunetă obiectul, îl voi vedea automat în luneta care de obicei are un câmp vizual mult mai mic decât luneta căutătoare. Și apoi focuserul, de unde se face focusul imaginii, să fie clară, o prismă diagonală dacă se dorește, pentru că ea va întoarce razele spre ocular într-o poziție mai leznicioasă de observații, altfel trebuie să stai sub lunetă, să te ghemuiești sub lunetă, dar cu observația că această prismă diagonală mai consumă din lumină, deci trebuie să fim conștienți că facem un compromis. Orice obiect pus în cadrul a luminii, orice lentilă, o parte din lumină este absorbită de lentila de sticlă. În principiu, iată cum merg soarele într-o astfel de lunetă. Razele paralele de la infinit, practic, de la stele, vin, intră în această lentilă convexă, care sunt apoi concentrate către un punct focar. Punctul acesta unde se strâng razele de lumină se numește focar, care sunt apoi preluate de lentila din ocular, din focarul lentilei de ocular și apoi ajung în ochiul uman. Kepler a inventat acest tip de lunetă, dar pe care de fapt nu l-a făcut niciodată în practică, dar au fost ulterior folosiți și de alți cercetători, cum ar fi celebrul Christian Huygens, cel cu teoria ondulatorii a luminii, și respectiv Hevelius. Încă o dată, cum arată o lunetă clasică, cu razele de lumină care intră în obiectiv, adică această lentilă de aici, tubul instrumentului și planul focal unde se pune portocularul. Trebuie să vă spun că cea mai simplă lunetă se poate și confecționa de către oricine cu o lentilă de o dioptrie care are distanța focală de un metru, cu un tub format din, să zicem, tuburi din acela de plastic pentru instalațiile sanitare și cu un ocular de microscop. Și în felul ăsta se poate face o lunetă de către oricine. Să știți că mulți astronomi amatori, inclusiv eu, am trecut prin această fază construindu-ne cu mâna noastră o astfel de prima lunetă a fost făcută de mâna mea, pentru că nu aveam bani necesari să-mi cumpăr una, nici pe vremea aia nu se găseau de cumpărat, evident. Da, exact, și nu se găseau și puteam să le facem cu profesor de fizică. Deci da. Era unul din proiectele de la școală ăsta, era să facem cu o lentilă, cum a spus dumneavoastră, de o dioptrie, să facem... O lunetă. Păi, noi la unul din cursurile noastre de astronomie organizate la Astroclubul București am dat ca temă cursanților, le-am cumpărat câte o lentilă din asta și le-am dat ca temă să facă o lunetă din asta, dându-le indicațiile tehnice necesare. Surpriza a fost ca să vină patru persoane care au realizat o asemenea lunetă și s-au infectat, că tot e la modă termenul ăsta, cu virusul astronomiei și au devenit astronomi amatori și membri astroclubului în urma acestui exercițiu. Deci au căpătat virusul astronomiei, în sens pozitiv de data asta, când vorbim despre virus. Aici este un mic calcul de bază pentru un instrument, toată lumea poate să înțeleagă. Deci e vorba despre lentila obiectivului, lentila ocularului, distanța focală a obiectivului care este de la planul lentilei până la locul unde razele se strâng într-un singur punct, distanța focală a ocularului. Acum, dacă distanța focală a lunetei este de 1000 de milimetri, distanța focală a ocularului este de 25 de milimetri, iar apertura este de 200 de milimetri, adică este diametrul obiectivului, asta înseamnă apertură, se poate calcula grosismentul sau magnificare sau puterea de mărire. Toată lumea întreabă de puterea de mărire. Și se calculează foarte ușor ca distanța focală a obiectivului supra distanța focală a ocularului. În cazul nostru avem 100 de milimetri, de împărțire la 25, avem o mărire de 40 de ori.
Raportul focal, de care vorbea și Cătălin mai devreme, este un parametru important care arată distanța focală între raportul între, între distanța focală a lunetei sau respectiv a telescopului supra apertură. Și în cazul ăsta este 100 supra 200, care înseamnă F pe 5. Și asta este o măsură a luminozității instrumentului. Deci e foarte importantă, acest parametru este foarte important pentru practică. Ce, exact cum a spus și Cătălin, în limba română, de fapt în spațiul latin în general, noi facem deosebire între lunete și telescoape, în timp ce în spațiul anglosaxon, prin noțiunea de telescop, sunt incluse ambele instrumente, și cele cu lentile, adică refractoarele, care refractă lumina în lentile, și reflectoarele, cele care au oglinzi și lumina este reflectată în oglinzi. De aici și diferența între terminologie. Refractor egal lunetă, reflector înseamnă telescop. Și ce caracteristici sunt? Apertura de care am vorbit, punctul focal, adică locul unde se întâlnesc toate razele de lumină, distanța focală este importantă între obiectiv și punctul focal, raportul focal de care v-am vorbit între obiectivului, distanța focală a ocularului, cu cât distanța focală a ocularului este mai mică, cu atât puterea de mărire este mai mare și de obicei se schimbă ocularele la un telescop. Telescopul vine de obicei cu 3-4 oculare, dar se pot cumpăra și altele. Grosismentul sau mărirea, magnificația, puterea de mărire este raportul între distanța focală a obiectivului și distanța focală a ocularului. Orientativ însă, la o lunetă, puterea maximă de mărire este de aproximativ de 2 ori diametrul obiectivului calculat în milimetri. Să știți că puterea de mărire nu înseamnă neapărat că telescopul sau luneta sunt mai bune. Pe măsură ce puterea de mărire crește, imaginea devine din ce în ce mai puțin luminoasă și mai neclară. Așa că repede astronomii își dau seama de chestia asta și revin la puteri mai mici de mărire, dar imaginea este mai mică, dar mult mai clară. Deci aici întotdeauna este vorba de un compromis pe care trebuie să-l facem și pe care trebuie să-l înțelegem. Nu întotdeauna puterea de mărire extraordinar de mare ne ajută la ceva, pentru că s-ar putea să vedem ceva foarte mare, dar foarte neclar. Și nu ne place că nu înțelegem nimic. Și dacă îmi dați voie, vă rog, o completare. Când mergeți în magazin să cumpărați sau dacă vedeți în magazin că scrie pe cutie 600X sau 1000X, adică o putere de mărire extraordinar de mare, să nu cumpărați acel instrument niciodată. Deci când vedeți 600X sau 300X, 400X și telescopul sau, mă rog, luneta este mică, nu cumpărați, fugiți de ea. Ia-ți bani aruncați pe geam. Mulțumesc. Corect, așa este. Avantajele, dezavantajele refractorului. Refractor, repet, înseamnă lunetă, adică un instrument bazat pe lentile de sticlă, de obicei, nu de plastic. Cele de plastic, sigur, sunt mai ieftine, dar și calitatea acestora este mult inferioară sticlei. Sticla este un material minunat. Avantajele, sunt sisteme închise, impuritățile și praful nu pot pătrunde în sistemul optic. Sunt ușoare, ușor de transportat, așa cum v-a spus Cătălin, este foarte important să poți transporta instrumentul, că din București n-ai ce face cu el. Ideale în astrofotografie, pentru că oferă imagini luminoase și stele fără ace de difracție. Știți că sunt unele poze în care stelele au așa niște, ca o cruce, așa, niște ace de difracție. Alea provin de la sistemul de menținere a oglinzii secundare în câmpul telescoapelor. Costuri mici de întreținere și nu se degradează în timp, nu necesită colimare, pentru că sunt mult mai stabile decât telescoapele newtoniene sau reflectoare, cum se mai numesc, sau catadioptrice. Ca dezavantaj, sunt mai scumpe, raportul diametru-preț este mare, lunetele apocromate sunt chiar foarte scumpe, au prețul prohibitiv. Pot prezenta aberații cromatice, cele care nu sunt foarte bine construite, pot prezenta aberații de sfericitate și lentilele provoacă vignetarea în astrofotografie, adică întunecarea imaginii la colțuri. Și fiind sisteme închise, necesită timp de adaptare lung de la temperatura din care sunt luate, să zicem din casă, când ieși cu ele pe câmp, trebuie să aștepți mult timp până ele iau temperatura mediului, ca să nu apară
mișcarea aerului în interiorul lunetei și să provoace mișcarea anumite blurări ale imaginii. Și uneori generează necesitatea unor poziții incomode, joase pentru observații, când vrem să vedem obiecte situate la zenit, deasupra capului. Iată aici exemple de aberații. Aberații cromatice, exact cum vă spunea și Cătălin, la marginea lunii apare o irizație albăstruie colorată, pentru că razele care sunt concentrate de către lunetă nu vin în același punct. În funcție de lungimea de undă, ele sunt refractate de sticlă cu diverse unghiuri, în funcție de lungimea de undă. Și atunci razele roșii ajung aici, razele verzi ajung aici, iar cele albastre ajung aici. Din cauza aceasta nu avem un singur punct focar. Astea se numesc aberații cromatice, care în poza respectivă apar cu astfel de irizații care nu sunt reale, evident. Există lunete acromate și lunete apocromate. Lunetele acromate sunt cele care, la care se corectează aberația de cromatică, aberația de culoare, prin folosirea două tipuri de sticlă, crown și flint, cu două proprietăți diferite, care fac în așa fel încât să aducă razele de diferite lungimi de undă în același punct. Iar lunetele apocromate sunt cele care corectează ambele aberații, și sferice și cromatice. Astea sunt și cele mai scumpe, vedeți că sunt mai multe lentile aici, sunt 3, 4, uneori și mai multe, și din această pricină sunt și foarte scumpe, ca să generezi o imagine clară, mai ales pentru astrofotografii pretențioși. Iată aici cea mai mare lunetă din lume, care se află la observatorul Yerkes al Universității din Chicago, SEWA, și are obiectivul de un metru. Eu personal nu știu încă o lunetă cu diametru mai mare decât aceasta. Este foarte greu, cum spunea exact și Cătălin, să faci lentile mari, lentile de sticlă mare, în timp ce oglinzi mari se pot face. Dar lentile mai mari de un metru este foarte, foarte dificil să faci. A mai fost o lentilă mare, un telescop mai mare de un metru, expus la expoziția mondială de la Paris din 1889, când s-a inaugurat și turnul Eiffel, dar acel instrument n-a fost niciodată utilizat. Pe când aici, dacă vedeți în poza asta, poate și recunoașteți un personaj, că este un personaj deosebit aici al științei, și vă las la sfârșit, poate pe chat, cineva dintre dumneavoastră să ne spună dacă recunoaște pe cineva în această poză. Mult mai ieftine sunt pentru astronomii amatori telescoapele de tip newtonian. Iată cum arată telescoape din acestea care se pot cumpăra de la magazine astăzi sau chiar de pe net. Puteți cumpăra, sunt o mulțime de fabricanți, o mulțime de firme care fac așa ceva. Aici în spate se află jos, se află oglinda principală. Aici se află oglinda secundară susținută de două bucățele de tablă puse pe muche, care generează acele spike-uri pe pozele cu stele. Stele n-au spike-uri în realitate, dar sunt generate de fenomenele optice, generate de aceste suporturi ale oglinzii secundare. Aici este ocularul și aici este focuserul, cu care ocularul este introdus mai mult sau mai puțin pentru efectuarea focusului. Iar aici este luneta căutătoare, acea lunețică care are câmp larg și care mă ajută să găsesc obiectul mai ușor. Iată cum merg razele de lumină, va arăta și Cătălin. Razele vin de la soare, de la stele, în mod paralel, se lovesc de oglinda principală, care poate fi sferică sau parabolică, ideal ar fi să fie parabolică, pentru că parabola, după cum am învățat la algebră, strânge razele într-un focar foarte strâns și din cauza aceasta este mai bine, datorită acestui lucru, e mai bine să avem o oglindă parabolică, numai că sunt mai greu de făcut, oglinda secundară și apoi ocularul, pe unde noi putem privi sau se poate pune în aparat foto. Principalele caracteristici ale unui reflector de tip newtonian sunt apertura mare, deci oglinda principală care poate să strângă foarte multă lumină în comparație cu o lunetă. Închipuiți-vă că este o găleată de
care stă în ploaie, cu cât diametrul găleții este mai mare, cu atât intră mai multe picături în acea gălată. Picăturile, în cazul nostru, ar fi fotoni. Deci cu cât diametrul oglinzii principale este mai mare, cu atât mai mulți fotoni intră în instrument și putem vedea obiecte mai slabe. De-aia este important să avem oglinda principală cât mai mare. Punctul focal este punctul în care se întâlnesc razele de lumină care vin de la ocular, similar cu luneta. Distanța focală este la fel, raportul focal e la fel, nu mai insist, și grosismentul se măsoară absolut la fel ca la lunetă, ca raportul între distanța focală a obiectivului la distanța focală a ocularului. De obicei, un astfel de instrument vine cu o serie de oculare care au distanțe focale mai mici sau mai mari și în funcție de puterea de mărire le putem schimba. Și încă o dată aceeași frază pe care am mai spus-o, puterea de mărire mai mare nu înseamnă că telescopul e mai bun. Pe măsură ce puterea de mărire crește, imaginea devine nepractică, este neclară, nu se poate utiliza la nimic. Din această cauză, în mod obișnuit, în astronomia observațională de amator și nu numai, se folosesc măriri între 50 și 250 de ori. Iată un instrument, un reflector newtonian construit la 1873, cu structura construită pentru acces la ocular. Vă dați seama cât de mare era, că avea o distanță focală lungă și uitați oamenii, ăsta este un om aici și unul căsărat aici în această construcție, un fel de turn pe care, în care urcai ca să ai acces la ocular, că pe aici făceai observații. Se făceau astfel de telescoape cu puteri, cu focale lungi pentru observații la planete, în special. Așa cum v-a spus și Cătălin, există așa numitele catadrioptice, care sunt mai multe tipuri, Schmidt-Cassegrain sau Maksutov. Și uitați-le cum arată niște telescoape care sunt comerciale, sunt telescoape care se pot cumpăra. Principiul de funcționare îl vedeți aici, la Schmidt-Cassegrain este această placă corectoare de o formă specială, quadrică se numește, prin care lumina vine, intră prin această placă corectoare, se lovește de oglinda principală, apoi pe oglinda secundară care este lipită pe această placă corectoare și este convexă și trimite razele în ocular. În mod similar, dar are altă placă corectoare în față, este Maksutov. Principalul avantaj al acestor telescoape este faptul că lumina parcurge un drum lung în interiorul telescopului, deci au distanțe focale mari și sunt au măriri mari. Dezavantajul este că au câmpuri foarte mici și e greu de găsit obiectul cu ele. Însă odată găsit obiectul, ai posibilitatea să faci măriri mari și să observi detalii la planete, de exemplu, pentru că aici se folosesc măririle mari la observații planetare, de obicei. Avantajele, dezavantajele sunt distanțe focale mari, deja am spus, cu măriri ideale pentru cratere lunare, obiecte cerești de mici dimensiuni, în special planete. Nu prezintă aberații cromatice, sunt perfect apocromate. Sisteme închise, ferite de praf, sunt stabile la colimare, nu trebuie colimate. Newtonienul, dacă l-ai cărat în mașină și l-ai luat de la București și l-ai dus pe câmp, după aia trebuie să ai atină un colimator ca să aliniezi oglinzile. În acest telescop nu este nevoie. Ca dezavantaje, am spus deja, câmpul vizual este foarte îngust și prezintă o dificultate în a găsi obiectele. Se folosesc de obicei mijloace electronice pe calculator, softuri speciale pentru găsit obiectele. Prețul e mai scump, e mult mai scump decât un telescop newtonian. Prezintă aberații mai puternice din cauza acestor plăci corectoare și au așa numita off-axis coma, alungirea stelelor la marginea câmpului, că nu mai sunt punctiformi. Și fiind sisteme închise, sărăcesc greu și nu pot fi utilizate imediat după montare. Dacă vii cu el de acasă și te duci pe câmp, durează o jumătate de oră, o oră, până când ele iau temperatura exterioară. Este important acest lucru. Și focalizarea se face prin mișcarea brută a oglinzii principale și focusul nu este stabil. Se pot monta focusul. Noi am făcut la Astroclub, am cumpărat un focus suplimentar cu sistem fin de ajustare, tocmai pentru a evita mișcarea oglinzii principale. Și obstrucția secundară mare, adică această oglindă secundară care este în mijlocul telescopului, e destul de mare și ia destul de mult din câmpul telescopului.
Aici este un alt tip de reflector ricicretien de care v-a vorbit și Cătălin. Iată că el n-are tub, are aceste bare, de obicei sunt făcute din fibră carbon. Prezintă avantajul că sunt ușoare și se pot transporta ușor, ele sunt demontabile, se strâng și pot să intre cu ușurință într-o mașină mică. Principiul de funcționare este similar cu cele de mai sus, că numai că oglinda principală este hiperbolică, iar și oglinda secundară la fel. Și în felul ăsta fotonii ajung direct din oglinda principală în oglinda secundară și apoi în focar. Acest lucru, acest tip constructiv elimină complet o faxiscoma și aberațiile specifice oglinzilor sferice și parabolice. Poate din acest motiv, în 1990, când s-a construit acest telescop pe care știe toată lumea, s-a ales acest tip constructiv de ricicretie. Și cu oglinda având 2,4 metri, mă rog, un telescop care urmează să fie curând scos la pensie și va fi înlocuit de telescopul James Webb, care va fi lansat, se speră, pentru a nu știu câtă amânare, la sfârșitul acestui an. Să vedem dacă se pot ține de cuvânt cei de la NASA și ESA, că sunt o combinație aici. Aici este un reflector construit în 1789, atenție la anul 1789, când era Revoluția franceză de la Paris, cu Comuna din Paris, cu căderea Bastiliei, cu așa mai departe. William Herschel avea oglinda principală concavă cu diametru de 120 de centimetri și focala de 12 metri. Uitați cât de mic este omul aici și ce eșafodaș, ce sistem de montură aveau ca să țină telescopul ăsta orientat spre obiectele dorite. Accesorii, am spus că principalele accesorii, printre principalele, cel mai important de fapt, este ocularul. Sunt mai multe feluri de oculare. Să știți că sunt oculare care uneori sunt mai scumpe decât telescopul sau luneta respectivă. Pentru că sunt oculare care au în interior, nu au aer sau azot. Lentilele sunt foarte atent făcute pentru a corecta toate aberațiile cromatice și sferice posibile și sunt uneori foarte, foarte scumpe. Dar și cele care au câmp larg vă oferă și satisfacții foarte mari. Deci în funcție de banii pe care îi dați, o să aveți și calitatea imaginii deosebită. Așa cum v-am spus deja, foarte important pentru lunete și pentru telescoape sunt căutătoarele, aceste mini-lunete care se aliniază perfect cu axa optică a instrumentului. Sunt foarte importante, mai ales când aveți instrumente cu măriri mari și câmpuri mici. Fără căutător nu prea puteți să vă descurcați, că nu vă găsiți obiectul pe cer. Și atunci, înainte de utilizarea instrumentului, se caută o antenă, să zicem, care are în vârf o lumină, cât mai depărtată posibil, și se face alinierea obiectului respectiv luminos, becului care se vede prin acest instrument, prin căutător. El are niște șuruburi de leglaj și el se aliniază perfect cu câmpul optic al instrumentului principal. Aceste căutătoare de obicei au un reticul aici în interior și când potrivim steaua în reticul respectiv, în mod normal găsim steaua și în instrumentul principal. Ăsta este rolul căutătorului. Alte accesorii sunt prisma diagonală, care ne ajută să avem o poziție mai potrivită la observații, barlow-ul, care sunt niște lentile care dublează capacitatea de mărire a telescopului, sunt diverse filtre sau inele de prelungire, când focusul este prea departe și am nevoie de un inel prelungitor, sunt filtre de lună, când la lună, de exemplu, lumina este prea intensă și obositoare, atunci avem nevoie să punem un filtru care să mai atenueze din lumină, și alte filtre pentru alte scopuri în diverse lungimi de undă, pentru astrofoto și alte aplicații mai deosebite. Nu putem să folosim un telescop fără montură. Uneori montura chiar e mai scumpă decât tot telescopul, pentru că
este mai sofisticată, presupune o electronică în ea uneori. De exemplu, ce tipuri de monturi sunt? Așa, ca bază și ca să accelerez puțin prezentarea, avem tip de montură alt-azimutală, adică în altitudine și în azimut, care nu urmărește bolta cerească, deci e destul de dificil de folosit, dar pentru începători este foarte bună. Te poți uita pe ea și apoi trebuie să urmărești tot timpul cu instrumentul obiectul respectiv, că el fuge din cauza rotației pământului destul de rapide, cu 15 grade pe oră, instrumentul și la putere de mărire mare, obiectul fuge repede din câmp. Pentru amatori, noi am început cu aceste monturi de tip Dobson. Acesta este un domn care a inventat acest tip de montură. Este foarte ușor de făcut, chiar și artizanal. Mulți dintre amatori am făcut personal asemenea monturi, pentru că poți să pui un instrument mare și pentru observații vizuale poți să te duci cu el pe câmp, să-l transporti ușor și să faci observații. Aici este un instrument comercial care se cumpără în sistem furcă. Ăsta poate fi motorizat și poate să fie făcut să urmărească obiectul. În sfârșit, ultimul tip de montură și cel mai utilizat de către amator, pentru că este cel mai ușor de folosit, este montura ecuatorială. De obicei, o axă acestei monturi se fixează direct către steaua polară și atunci obiectul se urmărește numai mișcând telescopul în jurul acestei axe, cu ajutorul unui motoraș, care este motor pas cu pas de obicei, care urmărește obiectul foarte ușor pe cer. Mulți amatori folosesc asemenea monturi, sunt ușor de găsit, există mai multe tipuri de monturi, mai mici, mai mari. Sigur că o montură, cu cât e mai scumpă, cu atât are mai multe avantaje, are motoraș, are sistem de urmărire. Aici în interior mai are o mică lunețică pentru a găsi steaua polară mai ușor. Deci sunt mai multe invenții, dar sigur, și aici ca la mașini. Dacă dai bani mai puțin, iei o mașină mai veche și mai simplă. Dacă dai bani mai mulți, îți iei o mașină mai sofisticată și mai scumpă și cu caracteristici mai bune. Eu cam atât am avut să vă spun. Acum să mă grăbesc să dau stop share și să invit pe colegul Gabriel Neagu, de la Astroclubul Călin Popovici din Galați, să ne continue prezentarea despre instrumente astronomice. Gabriel, ai cuvântul. Bună seara, mulțumesc. O să dau imediat share screen. Mă aud bine? Da, da, te auzim. Okay. Prezentarea mea va fi despre observatoare astronomice din toată lumea. Am discutat până acum despre instrumente mici, pe care și le poate permite oricine. Iar acum discuta despre instrumente foarte mari, pe care chiar dacă nu vi le puteți achiziționa, tot puteți lucra cu ele folosind diferite servicii. O să începem cu definiția. Observatorul astronomic este un centru științific profesionist, educațional sau de amatori, unde se realizează observații astronomice. Un observator astronomic are mai multe roluri: educație, cercetare științifică, iar la acestea pot participa diferite persoane, ori amatori, ori profesioniști, fiecare lucrând după gradul lor de pregătire. O să începem cu observatoarele terestre. Observatorul Palomar este un observator localizat pe muntele Palomar, în San Diego, California, care deține trei telescoape folosite pentru cercetare. Telescopul Hale, de 5,1 metri, telescopul Samuel Oskin, de 1,2 metri și telescopul de 60 de inci, 1,5 metri. Telescopul Samuel Oskin, momentan, este folosit în programul Zwicky Transient Facility și este dotat cu o cameră care are foarte mulți megapixeli și scanează cerul la o magnitudine
limită de 21 în 3 filtre. Date de acest telescop am folosit și folosesc și în prezent pentru căutarea de noi stele variabile și analiza celor cunoscute. Misiunea lor este continuarea tradiției de a face investigații în domeniul astronomiei și astrofizicii, cum fac de fapt toate în diferite programe pe care le derulează, furnizarea de facilități pentru instruirea următoarelor generații de astronomi. Asta face în principal telescopul Samuel Hoskin, care dă datele din timpul operațiunilor de survei, le dau publice pentru a fi analizate de astronomi amatori. Sprijinirea dezvoltării instrumentelor astronomice de ultimă oră. Au un telescop care este mai puțin folosit, iar pe acesta pot să testeze diferite instrumente înainte să le mute pe cele principale. Și împărtășirea misiunii observatorului cu studenții și publicul larg, susținând interesul și entuziasmul pentru știință și tehnologie. Din nou, asta se face prin oferirea de date publice, comunicatele de presă pe care le dau foarte des, în care își explică activitatea, dar și webinarele ținute de ei. Very Large Array este un observator în radio care se află în câmpiile San Augustin, între orașele Magdalena și Datil, la 80 de kilometri la vest de Socorro, în New Mexico. Este unul dintre cele mai puternice telescoape radio din lume, care operează încă din 1980 și este alcătuit din 27 antene cu diametrul fiecarea de 25 de metri. Aici vedeți telescoapele, cele 27, care stau așezate într-un Y. Ele pot fi folosite și ca interferometru. Cu aceste instrumente, în unde radio, s-au studiat găurile negre, discurile protoplanetare din jurul stelelor tinere și s-au descoperit diferite fenomene noi, mișcări complexe de gaze în centrul galaxiei noastre, și s-au cercetat diferiți parametri ai Universului și s-au furnizat mai multe cunoștințe noi despre mecanismele fizice care produc emisii radio. Cum ar fi observațiile făcute la galaxia M87? Galaxia M87 este o galaxie foarte mare, care are în centru o gaură neagră supermasivă foarte activă. Folosind aceste telescoape, s-a dovedit că această gaură neagră, prin erupție ei, a afectat toată galaxia pe timpul existenței sale. Observatorul are CIBO, care momentan este dezafectat, dar se încearcă repararea lui. Este un radiotelescop care se află în apropierea orașului Arecibo, pe coasta de nord a insulei Puerto Rico. El nu este un observator standard, cum vă obișnuiți, care se mișcă pentru a observa diferite locuri de pe cer, ci el stă fix în această poziție și observă obiectele pe măsură ce trec pe deasupra lui. Observatorul este operat de mai multe fundații, în special de americani, și este numit și Centrul Național de Astronomie și Ionosferă, deși ultima denumire se referă la observator, dar și la personalul care îl operează. El colectează date radioastrometrice de aeronomie terestră și date radar planetare pentru oamenii de știință din lumea întreagă. Adică asta înseamnă că ei, cu ajutorul acestui instrument, studiază atât atmosfera noastră, cât și alte obiecte care trec prin apropierea noastră, cum ar fi asteroizi. Ei pot face observații radar la asteroizi pentru a le determina forma foarte precis. Observatorul din Mauna Kea. Mauna Kea reprezintă o serie de facilități independente de cercetare astronomică și observatoare telescopice mari. Pe aceste insule se află mai multe telescoape, într-o zonă specială de 525 de hectare, care este
cunoscută și sub denumirea de Parcul de Astronomie. Unul dintre, dintre observatoarele de aici este observatorul Keck, care are două instrumente, Keck 1 și 2. Pe unul dintre ele le-am folosit chiar recent într-o colaborare pentru a efectua niște observații spectroscopice la ostea. Telescoapele acestea au fiecare 10 metri în diametru, oglinda, și sunt foarte aproape de vârful Mauna Kea în Hawaii. Aici, oglinda nu este ca la telescoapele folosite de amatori, ci este formată din 36 de segmente hexagonale, care lucrează împreună. Oglinda fiind foarte mare, nu se poate face într-o bucată, ci a trebuit să unească mai multe oglinzi mici ca să facă una mai mare. Ele au, telescoapele Keck au devenit operaționale în 1993 și 1996. Observatorul a ajutat astronomii să studieze evenimente, cum ar fi impactul unei comete asupra lui Jupiter în 19 iulie 2009. După cum vedeți, aici este o imagine făcută de ei cu telescopul și se prezintă impactul cometei, este adnotat pe imagine, și Pământul pus pentru comparație. Adică, asta ne ajută să înțelegem că dacă această cometă ar fi lovit Pământul, ar fi făcut să dispară jumate de continent sau chiar mai mult. Observatorul Paranal este unul dintre cele mai cunoscute observatoare de public, poate nu chiar sub acest nume. Este un observator astronomic operat de ESO, situat în deșertul Atacama din nordul statului Chile, la 2600 de metri altitudine. Și este cel mai mare observator optic infraroșu din emisfera sudică. Iar la nivel mondial este al doilea după observatorul Mauna Kea din Hawaii. În această imagine vedeți mai multe telescoape, iar dintr-unul din ele se vede o undă de laser, care este folosită de astronomi pentru a regla optica adaptivă despre care am vorbit într-o prezentare anterioară, dar o să reiau puțin informațiile, pentru că suntem priviți de diferiți ascultători care probabil n-au fost atunci. Optica adaptivă este un dispozitiv, un procedeu care ne ajută să modelăm oglinda principală a telescopului pentru a elimina distorsiunile create de atmosferă, de turbulența din aer. Observatorul are 7 telescoape importante care operează în lumină vizibilă și în infraroșu. Cele 4 telescoape de 8,2 metri are telescopul foarte mare, VLT, și telescopul de 2,6 metri și telescopul de 4,1 metri care vede în infraroșu. În plus, există 4 telescoape auxiliare de 1,8 metri ce formează o matrice utilizată pentru observațiile interferometrice. Sunt anumite tipuri de observații care necesită ori infraroșu, ori telescoape care se află puțin depărtat unul de altul. Observațiile în infraroșu sunt importante în special pentru observarea stelelor tinere, aflate în gaz și praf interstelar, dar și pentru studierea stelelor care se află spre centrul Căii Lactee, care fiind acoperite de gaz și praf interstelar, nu se pot observa în lumină optică. Telescopul VLT este operațional încă din 1999 și constă în 4 telescoape optice în formă de L, fiecare având o oglindă de 8,2 metri lățime și 170 mm grosime. Cunoscute ca unitate de telescop, de la 1 la 4 sunt denumite respectiv ANTU, care înseamnă soare, și alte denumiri luate din limba indigenă. Telescoapele au aproximativ 400 de tone și străbat tot cerul, instrumentele observând lungimi de undă de la cele apropiate, ultraviolet, până la cele medii infraroșii și folosind multe tehnici, inclusiv spectroscopie și imagistică, de înaltă rezoluție. Cum am spus,
telescoapele acestea sunt folosite la cercetările cele mai avansate care se desfășoară în zilele noastre. Iar acest observator este foarte folosit tocmai din această cauză, că ne poate ne oferă observații în diferite filtre, de la ultraviolet în infraroșu, chiar și spectroscopie. Iar având oglinzile foarte mari, putem studia și obiecte la limita vizibilității, la magnitudinile 21, 22, chiar 23. Trebuie să reținem și că ochiul are o magnitudine limită de 6,5, adică cele mai slabe stele vizibile cu ochiul liber dintr-o locație întunecată au magnitudinea 6,5. O să trecem puțin mai departe la următorul observator, observatorul Lowell. Acesta este situat în Arizona și este unul dintre cele mai bătrâne din Statele Unite, fiind construit în 1965. O perioadă a fost unul dintre cele mai puternice observatoare din lume, dar astăzi este folosit foarte mult în educație. Ei au mai multe telescoape de 4,2 metri, de 1,8 metri, chiar și de 64 de centimetri. Telescopul Schmidt sau Roneos, de 64 de centimetri, a fost folosit foarte, foarte mult, din câte știu eu, la observațiile asteroizi, având chiar și un catalog stelar pe care îl folosim uneori. Aici avem o imagine cu Percival Lowell, când observa cu un refractor de 61 de centimetri, aflat acolo. După cum vedeți, el ținea mâna pe acea manetă pentru a ghida, iar pentru că observațiile erau destul de greu de efectuat, trebuia să stea și așezat, cu un scaun reglabil. Se vede și căutătorul. Un moment, Gabriel. Da. Se vede deasupra lunetei principale și căutătorul de care vorbeam. Da, pe care l-a folosit inițial în țintirea obiectului. Aici mai avem niște imagini cu telescopul Clark din 1896 și astrograful de 33 de centimetri. Ambele sunt vizitabile pentru public. Aici s-au făcut și niște descoperiri interesante, cum ar fi planeta pitică Pluto, descoperită de Klein Tombaugh în 1930. Co-descoperirea inelilor lui Saturn în 1967. Două secunde, aici vreau să precizez. Planeta pitică Pluto, după ce a fost descoperită în ianuarie 1930, a fost văzută și înregistrată pe o placă fotografică de către românii de la Institutul Astronomic al Academiei Române. Vedeți aici în spatele meu o cupolă, în interiorul căreia se află un instrument cu ajutorul căruia s-a făcut observația la Pluto chiar în anul descoperirii sale. Asta vreau să spun. Chiar și mai vrea și eu să mai spun ceva. Da, spune. Tot vă aud că spuneți Pluto. Dom'le, în limba română există un cuvânt, se numește Pluton. Deci bine, noi am preluat cuvântul ăsta de la francez și e Pluton. Deci avem cuvânt. Nu v-am auzit să ziceți London, la Londra, nu? Există cuvânt pentru capitala Angliei, care se numește Londra. Așa și la Pluton. Da. Avem Pluton. Hai să-l folosim. O să scăpăm de el în câțiva ani, toată lumea o să zică Pluton. Uite-te la Gabriel, că deja dă trendul. Gata. Oricum, deci asta e cea mai folosită denumire, plus cea acceptată de UAE. Și uitați, în spatele meu este luneta de 38 de centimetri, o lunetă dublă, de la observatorul astronomic din cuțitul de argint, care a fost utilizată în 1930 la observația la planeta Pluton. La Pluton. E bine așa? Pluton. Așa. Mă rog, în limba română, Pluton mai este și în armată, formațiunea formată din 30 de militari, tot Pluton îi zice. Da, și în limba română, Pluto este cățelușul ăla. A, da, așa da, e. De la Walt Disney. Așa e, deci putem să găsim multe. Da, corect. Da, Gabriel, continuă, te rogăm.
De asemenea, a fost descoperită și variația periodică a activității cometei Halley în timpul apariției din 1985 și 1986. Pe lângă asta, au fost descoperite și cele trei mari stele cunoscute. Cred că trebuie să scrie cele mai mari trei stele cunoscute. Atmosfera lui Pluto, orbite precise pentru două dintre lunile lui Pluto, oxigen pe satelitul lui Jupiter Ganimede, gheață cu dioxid de carbon pe trei sateliți uranieni și primul troian al lui Neptun. Troienii nu sunt cei din istorie legați de greci, ci este o grupă de asteroizi. Observatorul Roche de Los Muchachos, care se află în Spania, în insulele Canare, unde avem și români care lucrează acolo, este un observator localizat, cum am spus, pe insula din La Palma. Centrul de observare este operat de Institutul de Astrofizică din Canare. Statisticile de vizionare fac al doilea cel mai bun loc pentru astronomia optică și cea în infraroșu din emisfera nordică, după observatorul Mauna Kea din Hawaii. Setul de telescoape include Gran Telescopio Canarias de 10,4 metri, cel mai mare telescop optic din lume în iulie 2009, telescopul William Herschel, al doilea cel mai mare din Europa, și telescopul solar de 1 metru care oferă rezoluția cea mai mare a imagine solare pe care o oferă alte telescoape din lume. Telescoapele de observatori le puteți vedea aici, de la stânga la dreapta, telescopul NOT, William Herschel, DOT, SST, telescopul Mercator, pe care l-am folosit recent într-o colaborare cu domnul Marcel Popescu pentru achiziția unor imagini la o nouă descoperire, și ANG. Gran Telescopio Canarias este telescopul de 10,4 metri, care ocupă locul întâi ca cel mai mare telescop optic pe plan mondial din 2009. Oglinda principală, formată din 36 de segmente hexagonale, vedeți din nou o oglindă mare formată din bucăți mai mici, conține unele dintre cele mai nete de suprafețe realizate vreodată. Telescopul are de asemenea mai multe instrumente de sprijin, cum ar fi Canary Cam, o cameră capabilă să examineze lumina infraroșie cu rază medie de acțiune emisă de stele și planete. Canary Cam are de asemenea capacitatea unică de a-și da seama de direcția luminii polarizate și de a folosi coronografia pentru a bloca lumina strălucitoare a stelelor și pentru a face planetele mai vizibile. Aici vedeți un exemplu de telescop care folosește mai multe camere. Camere care se schimbă prin rotație. Toate sunt montate la telescop. Și cum avem noi o roată de filtre care rotește filtrele și le pune în fața camerei, ei au o roată de instrumente. Observatoare din spațiu. Observatorul Chandra cu raze X este cel mai cunoscut observator în raze X. Observatorul Chandra produce de asemenea imagini spectaculoase ale Universului, privind în norii de gaz încălziți la milioane de grade. Pentru că observă în raze X, penetrează praful aflat în galaxie și poate observa foarte adânc în acesta. A fost lansat în iulie 1999 pe naveta spațială Columbia. Realizări. A determinat emisia difuză de gaze X în găurile negre supermasive cu discuri de acumulare în galaxii îndepărtate, a cartografiat elemente grele din jurul supernovelor, a descoperit noi găuri negre și a contribuit la studii mai detaliate asupra formării stelelor și a obiectelor în sistemul solar. În dreapta avem o imagine a razei X a unei supernove realizată de telescopul Chandra. De fapt, aici avem rămășițile unei supernove, o nebuloasă remanentă. Observatorul SOHO. SOHO este un proiect de colaborare între NASA și ESA, folosit la studierea stelei noastre.
a fost lansat pe o rachetă Atlas de la Cape Canaveral în decembrie 1995. El este folosit foarte mult și la descoperirea de comete. Datele acestui telescop sunt valabile public pe internet, pe un site de-a lor, unde astronomii amatori, chiar și profesioniști, pot analiza imagini live care vin periodic și să caute noi comete, care sunt acum foarte aproape de Soare și se pot observa ori la răsărit, ori la apus, moment în care observatoarele mari ale lumii de survei nu observă. Observatorul spațial în infraroșu, Planck, a avut o misiune să supravegheze cerul în peste 9 benzi de lungime de undă, analizând emisiile din calea lactei și de la alte surse locale, să cartografieze microundele de fond în detalii fără precedent și cu o rezoluție a temperaturii de milionime. Acesta a catalogat a făcut o hartă în infraroșu a temperaturii din calea lactei. Mai departe avem o imagine făcută cu nebuloasa Orion, făcută cu acest telescop Planck. De obicei, suntem obișnuiți ca în nebuloasa Orion să vedem mult praf, dar telescopul acesta fiind centrat pe infraroșu, a putut să penetreze acest praf să vadă în spatele lui. O să vorbim și despre observatorul spațial Herschel. Unele dintre misiunile lui au fost să determine viteza de formare a stelelor din univers, să studieze mediul ambient al norilor de gaz, unde se formează stele noi, să studieze chimia gazului și prafului pentru a înțelege procesul de reciclare a materiei și să studieze temperatura și constituenții radiației infraroșe remanente. Acest telescop, datele mai exact ale acestui telescop, le-am folosit și eu pentru a calcula anumiți parametri ai unui nor molecular, unde am avut recent o descoperire. Aici avem o comparație ale oglinzilor diferitor instrumente, ca să vedeți cam cât de mari sunt. Avem în stânga jos un câmp de tenis pe care îl puteți compara cu diferite telescope. James Webb, Hubble, Very Large Telescope, 30 Meter Telescope, telescop care încă nu a fost construit, LUT, European Extremely Large Telescope, care este planificat pentru 2022. Vă mulțumesc pentru vizionare, cam asta a fost tot. Aș dori de asemenea să vă vorbesc puțin și despre cum puteți accesa date de la telescoape. Datele de la cele mai multe telescoape se pot accesa prin intermediul softului gratuit Aladdin și puteți folosi chiar și instrumentele Asociației Americane a Observatorilor de Stele Variabile pentru a observa stele variabile educativ. Eu, când am vrut să folosesc aceste instrumente, am scris un scurt proposal unde mi-am exprimat dorința de a observa o anumită stea variabilă, am spus în ce filtre vreau să observ, am dat o motivație științifică, am spus vreau să observ pentru că este puțin observată și am nevoie de date pentru a-i stabili tipul, maximul strălucire și minim. O comisie de alocare a timpului mi-a alocat o noapte de observație, observațiile s-au făcut și mi-au fost trimise mie. Acest procedeu se poate face la orice telescop din lume, doar că la cele mari este foarte greu, fiind foarte mulți oameni pe un loc. Cam asta a fost tot. Da, mulțumesc foarte mult, Gabriel. Aș putea să completez și eu
că acum au apărut o mulțime de firme particulare care dețin telescoape situate în locuri foarte bune de observații, cum ar fi în deșertul australian, în deșertul din Namibia sau în Chile, sau în deșertul New Mexico din Statele Unite, cu telescoape de 40 de centimetri, de 50 de centimetri, până la un metru. Sunt telescoape care se închiriază oricui dorește, fără să ai program științific, fără să depui concurs, fără să faci efort de acest gen, pur și simplu plătești o anumită sumă de bani și primești acces la telescop în internet și poți să te uiți cu telescopul ăla la ce vrei tu și unde vrei tu, în ora respectivă pe care ai plătit-o. Bine, sigur că ideal este ca să ai un anumit plan, un program de observații, ca să ai și un scop științific. Dar în mod teoretic se pot utiliza asemenea firme care pot să pună la dispoziție prin internet și stai frumos, să zicem, într-o garsonieră în Berceni și poți să te uiți cu un telescop din deșertul Namibiei sau din Chile sau din Australia. Deci este foarte posibil astăzi și cu prețul, să știți că nu foarte mari. Deci sunt prețuri la câteva zeci de euro pe oră, ceva de genul ăsta, până la 50 de euro, în funcție de locația respectivă și cât de mare este telescop. Și la extrema cealaltă se află James Webb Telescope, care n-a fost lansat încă, a fost amânat de nu știu câte ori, va avea o oglindă de 6 metri, va fi lansat în punctul Lagrange 2, undeva în spatele Pământului, la 1,5 milioane de kilometri departare de Pământ. Se va mișca sincron cu Pământul în jurul Soarelui și a venit la noi la București înainte de pandemie, a fost o echipă de la James Webb Telescope în care ne-au prezentat la Institutul de Științe Spațiale, ne-au prezentat părțile tehnice ale telescopului și un soft cu ajutorul căruia oricine, atenție, oricine are un plan serios de observații, poate să primească timp de telescop la James Webb. Se duce pe acel site, completează niște date care nu sunt simple deloc și după care comisia de acordare timp de telescop poate să acorde sau nu timp de telescop persoanei care face această solicitare. Dar, teoretic, putem să accesăm chiar și James Webb-ul, bineînțeles, după ce va fi lansat, că a fost amânat de nu știu câte ori, că acum nici nu mai credem foarte bine că el este planificat să fie lansat undeva spre sfârșitul acestui an. Nu știu, octombrie, noiembrie, decembrie, încă nu s-a stabilit. Deci, da, cam asta a fost. Mai adăugat și eu ceva. Da, Cătălin. Tot am fost în Atacama, am aflat un lucru acolo interesant. Nu numai că poți să închiriezi un telescop de acolo, poți să închiriezi un spațiu și poți să-ți trimiți telescopul tău acolo. Și poți să-ți operezi propriul telescop. Să zicem că vrei să-ți operezi telescopul tău și să ai imaginile tale fără să depinzi de alții. Cineva îl instalează acolo, cineva are grijă de mentenanța lui, dar tu îl operezi de acasă, din garsoniera în Berceni, cum spuneați, dar e telescopul tău și asta e important. De la etajul 8. Îi cunosc pe cineva care și-a trimis telescopul acolo și lucrează după telescopul lui din Atacama, din Chile. Am impresia că sunt multe întrebări și... Da. Ok. Adrian, noi am terminat. Dacă vrei să ne spui ce întrebări avem pe chat, văd și eu aici câteva întrebări. Ce părere ai, Adrian? Păi spun să... Hai să încercăm să răspundem la cele care le-am postat deja. Hai să vedem. Cristian Bujor. Da. Cu refractorul. Așa. Le aveți pe chat. Cătălin, l-ai văzut? Văd și eu. Da. Refractor apocromat cu dublet, dacă necesită obligatoriu field flattener. Da. Cătălin, da. Răspunzi? Că ești specialist. Da. În primul rând, un dublet nu e apocromat. Știu că există problema asta făcută mai ales de magazinele astea care te cam înșeală. Da? Chiar dacă sunt magazine mari și de încredere, ei își fac reclamă foarte puternică, sunt agresivi în a-și face reclamă și spun că au descoperit
fizică nouă, apă caldă și ne vând apă cromată dublete. Nu există așa ceva. Deci apă cromată e triplet. Clar, de la trei lentile în sus putem vorbi de apă cromatie. Da, de apă cromată. Corect, e corect. Nu avem cum. Deci nu, fizic nu se poate apă cromat dublet, indiferent cât încearcă ei să-mi vândă chestia asta. Am avut și eu un dublet apă cromat de la William Optics, care nu era apă cromat. Dar pe el scria că e apă cromat, bineînțeles. Am dat și o grămadă de bani pe el, l-am vândut. Păi în sfârșit, toate au nevoie. Deci punct, toate au nevoie, toate apă cromatele au nevoie de flatner. Dacă ele nu au un interior. Sunt unele care au în interior. Acum sunt tot felul de cum îi zice, de soluții de-astea optice. Nu se fac doar dintr-o singură lentilă. Cele mai simple apocromate au trei lentile în față. E, ăla are nevoie de flat field flatter. Deci are nevoie de flatter. Punct. Eu am avut așa ceva și mai am încă un apocromat care îndoaie foarte mult câmp. Deci nu există apocromatul, este tratează doar problema cromatică, nu și problema de sfericitate. Toate lentilele au curbură de câmp. Deci ne trebuie flatner, nu costă mult, cu $100, $150 se iau un flat field din ăsta care îți salvează imaginile, iar telescopul poate să coste și vreo 3.000-4.000 de euro, că tot cu 150 de euro îl rezolvi. Deci nu e nicio problemă. Bun. Mai avem o întrebare. Bună seara din partea Dianei Marcu. Ce părere aveți despre binoclul astronomic? Și ne puteți recomanda unul anume? Bine, în general, binoclurile nu prea sunt astronomice. Sigur că sunt și binocluri mari, care se folosesc numai pe trepied, care au puteri de măriri mari. Să zicem că alea ar putea fi numite astronomice. Dar noi ne-am referit în prezentarea noastră de binocluri obișnuite, comerciale, care se găsesc în mod obișnuit la magazine. Sigur că și aici variază foarte mult calitatea în funcție de câți bani costă respectivul binoclu. Un binoclu bun, de obicei, luați decent de la firme cum ar fi Nikon, Canon, firme din astea cunoscute. Sigur că există și binocluri chinezești, no name, dar care lentilele nu sunt atât de bine construite, prezintă diverse deformări de câmp. Dacă vă uitați la stele, nu sunt perfect punctiforme, deci acolo vă dați seama cum arată câmpul stelar. Deci vă uitați la un cer plin de stele și vă uitați la stele din marginea câmpului. Și acolo vă puteți da seama de calitatea binoclului. Dar, în mod normal, nu trebuie un binoclu extraordinar pentru observații astronomice. Un binoclu absolut obișnuit este ok. Adică binoclurile chinezești sunt speciale pentru stelele anungite cu ochi? Dacă îmi dați voie că... Și asta e un pic domeniul meu. Aș vrea să-i propun Dianei, parcă. Da? Diana Marcu, da. Diana, așa. Dom'le, ce e de făcut în cazul ăsta? Vreau să-mi iau un binoclu, da? Sau un telescop. Păi este foarte simplu. Căutați magazine specializate de astronomie și dați un telefon. Întotdeauna dați un telefon, nu comandați doar pe net, dați un telefon. Dacă persoana care vă răspunde știe ce vorbește și îl simțiți că știe despre instrumentul ăla ceva, înseamnă că e de încredere să cumpărați de la ei. Duceți-vă la EMAG, dați telefon la EMAG, dați telefon oriunde la alt magazin de ăsta obișnuit, duceți-vă la supermarket și o să vedeți că nu aveți cu cine să stați de vorbă acolo. Nu poate să vă îndrume nimeni. Dați un telefon, spre exemplu, la Astrovest sau dați la Astroshop, la niște magazine pe care le găsiți ușor tastând telescoape astronomice pe internet. Sunt o grămadă de magazine cu tip de încredere acolo. Dați telefon, vorbiți cu ei. Vorbiți cu două, trei magazine și o să vă recomande cam același binoclu. Da? Nu trebuie să coste mai mult de 500 de lei un binoclu. Când vă uitați pe el, scrie 7 ori 50, să zicem, da? Sau 10 ori 50. 10 ori ăla înseamnă că el apropie de 10 ori, el nu mărește, instrumentul optic nu mărește, te apropie de lună, spre exemplu. Da? Deci avem 400.000 de kilometri, avem 10x, înseamnă că o survolăm de la 40.000 de kilometri. Cam asta înseamnă mărimea instrumentului.
Deci 7x înseamnă de 7 ori. 10x de... și 50 ăla reprezintă obiectivul. Da? Deci eu recomand, spre exemplu, o lacerta de 7 ori 50 arhisuficientă sau un 10 ori 50 tot de la lacerta care costă $100. 100 de euro, poftim. Deci e un instrument formidabil și e făcut probabil în China. Nu e nicio problemă. Totul e că e firmă nemțească, asta mi se pare. Da? Și îi controlează pe chinezi mai bine. Deci nu e neapărat nevoie că e chineze sau nu. Sigur, dacă vrem un Zai sau vrem, nu știu ce, Fujinon, da, ne costă 10.000 de euro. Un binoclu poate să coste și 10.000 de euro. Nu e nicio problemă. Bani să avem. Sau chiar un telescop binocular. Exact, păi asta e. Telescop binocular, un binoclu de la Fujinon, poate să coste 40.000, 50.000, nu știu. Am văzut un sistem automat cu, mi se pare, erau două telescoape de jumate de metru. Privitorul stătea pe un scaun, da, și da, îl mișca, îl ridica, îl învârtea. Da, și exact ca un binoclu, format din două telescoape mari. Da. Da, am văzut mai treaba asta. Se mai folosește, am văzut la lansările Apollo, lansările rachetelor Saturn 5, la rachetele lunare, când stăteau observatorii pe un câmp la vreo 5 km depărtare de rampa de lansare, aveau astfel de instrumente care erau manevrate cu ajutorul unor motoare, bineînțeles că erau mari, și omul stătea pe scaun în fața acestui telescop dublu și era un motoraș care mișca respectiva instalație ca să poată să urmărească racheta în drumul ei. Acum sunt automate. Da, da, bineînțeles, bineînțeles. Așa, mai avem o întrebare de la Teodor Pavel. Teoretic, pe cer apar din ce în ce mai multe stele, datorită faptului că abia acum lumina emisă de acestea ajunge la noi. Întrebare. Adică asta este o întrebare. Cine se oferă să răspundă? Păi pot să răspund eu asta. Hai să vedem, Gabriel. Imaginați-vă că toți oamenii din România ar vrea să ajungă la București. Și toți călătoresc cu aceeași viteză. Unii se află la Timișoara, alții la Galați, alții la marginea Bucureștiului, alții la New York. Și toți pornesc în același timp și cu aceeași viteză. Cei mai apropiați o să ajungă mai repede, iar cei mai îndepărtați mai greu. La fel și la stele. Cele care se află mai departe ne iluminează mai puțin și lumina lor ajunge mai greu. Adică le observăm ca și cum arătau acum 1000 de ani, dacă era 1000 de ani lumină. Dacă era 5 ani lumină, îl vedem cum era acum 5 ani. Stelele mai multe pe cer pot apărea și din alte motive. Cum ar fi nove, supernove, cum a fost în 2002 o novă luminoasă roșie, V838 Mon, o stea care se află în constelația Unicornul, avea strălucirea de 16 și nimeni nu o putea observa vizual, dar deodată a ajuns la magnitudinea de 7, 6-7, undeva pe acolo, și a putut fi observată vizual. Și se poate spune că pentru anumite persoane a fost o nouă stea pe cer. Dar pot fi diferite stele, chiar și cum ar fi supernove în galaxii îndepărtate. Da, mă rog, dar asta e o figură de stil cu stelele care apar din ce în ce mai multe pe cer. Adică, da, ele tot acolo sunt și înainte să le vedem noi. Bineînțeles, acest fenomen nu este observat și nu se poate spune că așa este. Dar, poți să completezi și eu ceva? Sigur, sigur. Ai zice că stelele rămân la fel? Nu vedem niciuna în plus, sau dacă vedem una se numește supernovă și aia apare odată la 100 de ani, dacă o vedem și pe aia. Deci nu prea înțeleg întrebarea de unde anume vedem stele în plus. Cătălin, eu mă gândesc că întrebarea lui Pavel era legată de zone diverse de observare. Că poate să ți se pară că în București sunt mai puține stele decât în Constanța, de exemplu, unde cerul este mai... sau decât în Atacama. Eu în sensul ăsta am perceput întrebarea, nu că ar fi diferit.
Aici e cu totul altceva, într-adevăr. Ele sunt acolo, dar nu le vedem din cauza dispersiei luminii în atmosferă, pentru că deasupra Bucureștiului, mă rog, se plimbă lumina printre molecule și atunci nu putem să vedem din cauza luminii parazite. Noi nu vedem stele, bine, vedem puține. Dar nu asta e problema. Întrebarea este, de fapt, pădos pusă și există o explicație de ce, sau, mă rog, de ce suntem noi atât de norocoși și acum își vedem de multe stele. Pentru că ne aflăm doar la 13,8 miliarde de ani lumină de la momentul de Big Bang. Cu cât ne depărtăm de momentul acesta, s-a demonstrat că Universul numai că se expandează, de se expandează accelerat, asta înseamnă că în foarte puțin timp nu o să mai vedem alte stele din alte galaxii, o să le mai vedem doar pe astea din galaxia noastră. Și asta o să se stingă încet, încet. Deci, o să, din contră, în loc să vedem mai multe și mai multe stele, deși ele apar, Universul se expandează, deci ar fi un motiv pentru a deveni, stelele mai multe pe cer, ele, de fapt, pentru noi vor fi mai puține. Bine, nu o să trăim noi, nu o să apucăm momentele astea niciodată, dar la scară de miliarde de ani, ne îndepărtăm și nu să mai vedem stele, doar pe astea din galaxie și asta se sting încet, încet. Da, și mai mă speriase, Cătăline, când ai zis că vom vedea din ce în ce mai puțin, ai zis, uite, astăzi zici că acolo câte milioane de ani, în cât timp? Nu milioane, miliarde de ani. Miliarde. Deci, nu milioane de ani, deci dar miliarde. Deci trebuie să totuși așa un pic liniștiți. Elon Musk lucrează la ceva acum și s-ar putea să... Nu știu dacă el, dar Fisus ar putea să prindă un miliard de ani. Deci nu spune. Și nu o să vadă toate stelele. Dai seama, nu o să vadă stele. Asta e milionistă să fie. Peste un miliard de ani oamenii nu o să mai vadă stele, ceea ce e trist. Da, universul va fi din ce în ce mai gol, mai negru și mai rece. Da, sigur că da. Da, e adevărat. S-a luat și un premiu Nobel pentru descoperirea faptului că universul se extinde accelerat, pentru cuvântul ăsta accelerat. A luat premiul Nobel un tip, un american. A fapt un grup de cercetători americani. Erau vreo 3. Domnilor, eu vă mulțumesc. Am depășit cu mult timpul alocat acestui curs. E o plăcere să vă ascultăm. Domnul Naiman, dacă vreți să faceți închiderea oficială. Da, mulțumesc. Ce închidere oficială să fac, decât să ne vedem data viitoare, să stabilim o temă și să continuăm joia viitoare la ora 18:30. Și Cătălin, poate faci tu încă o dată anunțul legat de conferința particulară de data aceasta, nu publică, legată de eclipse? Despre ce o să ne vorbești? Deci, încă n-am reținut dacă e pe 20 sau pe 21, te întreb pe tine, pe 20 sau pe 21 martie? Pe 20, adică sâmbătă, nu? Noi ai spus că e legat de echinocț, să ne... Da, echinocțiu. Deci, sâmbătă pe 20 martie, de la ora 6 după amiaza, avem o întâlnire, aveți o întâlnire doar cu mine și vom vorbi despre istoria eclipselor și cum au afectat ele de-a lungul timpului populațiile care au trăit pe Pământ, oamenii care au trăit aici. Vă reamintesc că eclipsele se produc de peste un miliard de ani, mai țin încă 1,2 miliarde de ani, deci doar atât mai avem, 1,2 miliarde de ani, nu mai avem eclipse totale de soare, și că trebuie să ne grăbim să vedem una, iar noi suntem de pe pământ de vreo 250.000 de ani. Deci omul e pe pământ de vreo 250.000, homo sapiens, vorbesc de specia noastră, nu de alte specii de om. Deci ne vom întâlni sâmbătă 20 martie să discutăm despre istoria eclipselor. Este și echinocțiu, este și o aniversare pe 20 martie 2015, deci acum 6 ani am văzut o eclipsă totală de soare de deasupra Atlanticului din avion de la 10.000 de metri altitudine. O să povestim și despre aventura de acolo, de aproape din stratosferă. Și cu poze? Și cu poze, sigur că da, o să avem și poze, dar am impresia că unora le place foarte mult istoria și e bine să trecem prin ea, pentru că istoria n-a fost întotdeauna științifică pe Pământ. Istoria științifică a apărut, cum spuneam, de la Galileo Galilei și până la Galileo Galilei eclipsele au provocat spaimă și mari probleme în societatea omenească.
dar nu dezvolui mai multe. Vă aștept să ne întâlnim. Ceva deci, și cu vârcolaci, probabil. Posibil și cu vârcolaci, deci ne revedem pe 18 martie. Pe 20 martie, nu pe 18. Pe 18 martie ne revedem la cursul de astronomie, la lecția 5. Pe 20 martie ne revedem la conferința lui Cătălin Beldea despre comete și despre eclipse. Bun, mulțumim, la revedere! Bine, la revedere! La revedere!